Mai departe, o să învățăm cum dăm un gol de placă. Am învățat astăzi cu o formă liberă. Acum o să învățăm cu o formă pătrățoasă. Și anume, noi o să trebuiască să dăm un gol fix în dreptul acestui perete de cărămidă, pe care după aceea o să învățăm cum să-l facem să fie mai înalt. Pentru că el trebuie să iasă, dacă vă uitați în broșurică, puțin prin acoperiș. Este un coș acolo, da? Și o să dăm mai întâi golul în placă. Pentru asta o să mergem unde? La placă, de unde o să luăm opțiunea gol în placă. Ne întreabă placa, îi zicem în ce placă vrem să dăm golul în placa asta, dăm un click pe ea. Mergem la opțiuni, introducere, la proprietăți aici. Da? Forma, contur, o să facem o formă pătrățoasă. Unde, da, de data aceasta, ne cere o lățime, o lungime, o poziționare, da? Păi, le-am măsurat eu de dinainte și vă rog să mă credeți pe cuvânt. Lățimea este de 0,8, introduceți la tastatură, și lungimea de 2,8. Mie mi-au rămas introduse de când am lucrat ultima oară. Da? Unghiul să-l puneți 0. Ăla a fost telefonul meu. Apăsăm butonul OK și ni s-a agățat de mouse un pătrățel, un dreptunghi. Da? De aici îi puteți schimba punctul de agățare, cum vă avantajează, dar în cazul meu este OK așa. Și nu rămâne decât să mă orientez după ce am înfundat acolo și să dau un click deasupra la peretele meu de cărămidă. Da? Escape ca să ies din funcție. Dacă mă uit în animație, vedeți că am un gol acolo, da?